Ceaușescu a zis, domnule, sunt scriitoare care câștigă prea mult, nu ce, trebuie să nu câștige mai mult. Și unii chiar câștigau foarte mult. Decât 5 salarii medii pe nu ce. Așa. Erau unii mediocri care mâncau căcațele cu partidul, nu știu, și câștigau la fel de mult ca mari scriitori. Unii, nu toți mari scriitori câștigau. Erau unii care erau mari, dar erau la marginea societății, în fine, striviți. E, și la ședința asta cu Ceaușescu, printre altele, fii atent, Ceaușescu dă exemplu de ce să câștige tovarășul Dumitru Popescu, ăsta Dumnezeu, care a șeful propagandei, la fel ca tovarășul secretar, nu mai știu ce nume era, a dat el acolo, că n-am reținut ăsta. Și, Dumitru Popescu, în lașitatea lui, s-a ridicat și a spus, tovarășul, știți că eu v-am spus că nu vreau drepturi de autor pe nu știu ce, în fine. Dar eu am avut, ca să mă dau mare curaj acolo, eram și eu neica nimeni, printre cei 30 de scriitori veniți la întâlnirea, era un scandal atunci, că voiam unii să facă Uniunea Scriitorilor Comuniști și noi care eram în Consiliul Scriitorilor aleși prin vot secret, printre altele, eram la Uniunea Scriitorilor cu George Macovescu, președinte, care era un scriitor mediocru, dar a fost un președinte bun. Și eu îndrăznesc să spun, păi tovarășul Ceaușescu, tovarășul Dumitru Popescu, nu scrie cărțile în timpul serviciului cât e la Comitetul Central. Așa. El scrie în timpul liber, când se duce acasă. Deci e o muncă în plus pentru care ar fi trebuit plătit. Ceaușescu a belit ochii la mine, s-a uitat la Lenuța, nu știu, Păunescu, care era îngrozit că dă legea asta, care era și el milionar, pentru alți câțiva milionari scriitori, așa, făcea așa, tine studați din grăbă, nu ne va pătovară și se... Dar mie mi s-a părut de bun, zic, domnule, dacă ăsta muncește la Comitetul Central până la ora 8 și seara e și scriitor, câștigă și bani și e munca lui, nu?